Bună ziua! Să trăiți! Excelența voastră, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule ministru al afacerilor interne, distinși invitați, sunt onorat să vă urez în numele conducerii profesionale a Ministerului bun venit în sediul Ministerului Afacerilor Interne. În ultima perioadă, Ministerul nostru, Ministerul Afacerilor Interne, a parcurs o perioadă dificilă, complicată, lipsa ministrului de resort împietând de multe ori asupra multor activități specifice. Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de o îmbunătățire a activității în sensul performanței. Această performanță se va putea obține doar printr-o reformă aplicată și îmbunătățirea condițiilor de muncă, în special pentru cadrele care lucrează în sectorul operativ. Ca atare, misiunea dumneavoastră, domnule ministru, este cu atât mai importantă, întrucât vă așteaptă o adevărată provocare, aceea de a reforma și readuce Ministerul Afacerilor Interne la capacitate operațională optimă. Ministerul Afacerilor Interne a pierdut în ultimii ani atât prerogative cât și structuri. Dumneavoastră, domnule ministru, în virtutea prerogativelor pe care le veți avea, veți putea îndrepta anumite erori manageriale din trecut și operaționaliza la adevărata capacitate de reacție în Ministerul Afacerilor Interne. Vreau să spun câteva cuvinte legate de procesul electoral, întrucât primul scrutin este mai puțin de o săptămână. Legat de procesul electoral, vă pot raporta că în aceste momente structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt angajate în organizarea alegerilor pentru președintele României, preponderent pe segmentul de ordine și siguranță publică. Până în prezent, procesul organizatoric și misiunile specifice s-au desfășurat fără sincope și suntem în grafic cu tot ceea ce ține de competențele Ministerului Afacerilor Interne, iar tot personalul Ministerului este pregătit pentru misiunile viitoare. Domnule președinte, domnule prim-ministru și domnule ministru al afacerilor interne, vă asigur cu toată responsabilitatea de faptul că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt oameni foarte bine pregătiți, profesioniști cu vocația performanței, care vă vor sprijini pentru a vă atinge obiectivele și dezideratele profesionale. Excelența voastră, domnule președinte al României, Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Ludovic Orban, doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai presei, dragi români. Astăzi, la Ministerul Afacerilor Interne, este un nou început. Aș dori să mulțumesc domnului prim-ministru și domnului președinte pentru nominalizare și susținere de a fi în această nobilă misiune de ministru în slujba poporului, pentru că minister în latină înseamnă slujbaș, așa cum îmi doresc să fie toți angajații Ministerului Afacerilor Interne în slujba poporului. Cu zero politizare, maximă profesionalizare, cu declararea unui război total împotriva fenomenului criminogen, infractorilor, clanurilor interlope și a tuturor acelora care pun în pericol siguranța, viața și bunurile românilor. Am încredere că împreună vom face o lume mai bună și o Românie normală. Mulțumesc. Domnule președinte al României, Klaus Iohannis, domnule ministru Ion Marcel Vela, stimați angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, voi fi foarte scurt.
Ministerul de Interne este responsabil, în primul rând, de asigurarea ordinii publice, a vieții, a siguranței și a proprietății private a fiecărui cetățean. Aceasta este misiunea pe care trebuie să o îndepliniți. Pentru asta veți avea sprijin de la nivel guvernamental, cu condiția de a vă implica cu tot devotamentul, cu tot profesionalismul în atingerea unor obiective foarte clare și foarte precise. Refacerea capacității administrative, refacerea capacității operaționale, refacerea chiar și a efectivelor, acolo unde ele au fost reduse drastic, de pensionări anticipate datorată unor decizii politice, de asemenea înzestrarea, sunt lucruri pe care va trebui să le realizăm, dar pe care dumneavoastră trebuie să le puneți în practică. Politica interimatelor în funcții pentru a împiedica exercitarea funcției de pe poziția de om care are un mandat câștigat în urma unui concurs, simulacrele de concursuri acolo unde s-au organizat, toate trebuie să înceteze. În toate funcțiile de conducere, în toate pozițiile de comandă și în toate funcțiile de execuție, trebuie să fie selectați obiectiv, transparent, cei mai buni profesioniști, oamenii cu cea mai mare dedicare pentru servirea interesului public. Transformarea jandarmeriei, a poliției, în altceva decât ceea ce spune Constituția și legea, transformarea într-un instrument de apărare a potentaților zilei, trebuie să înceteze. Atât jandarmeria, cât și poliția, cât și pompierii, cât și toate celelalte structuri au o singură misiune, să servească interesul public, să apere cetățeanul, să asigure ordinea publică și să garanteze siguranța pentru fiecare cetățean. Am încredere în domnul ministru și am încredere în toți profesioniștii din minister că vor înțelege foarte clar semnalul pe care îl dăm și mai ales direcția pe care trebuie să o urmăm. Spor la treabă, succes! Bună ziua tuturor! Domnule prim-ministru, vă felicit pentru preluarea guvernării. Este o reală ușurare pentru noi toți că acum avem un guvern care se dedică muncii pentru români. Domnule ministru Marcel Vela, vă felicit pentru preluarea unei poziții foarte complicate. Sunt convins că veți da tot ce puteți, toată priceperea, tot timpul și toate cunoștințele pentru a umple din nou poziția de ministru al afacerilor interne cu conținut. Vă doresc mult succes! Domnule secretar de stat, vă mulțumesc pentru că ați gestionat interimar ministerul într-o perioadă foarte dificilă. Onorată asistență, în frunte cu domnul ministru, astăzi vă cer o schimbare de paradigmă. Începând de astăzi, veți pune în centrul preocupărilor dumneavoastră, a tuturor preocupărilor dumneavoastră, siguranța cetățeanului român. Este o sarcină extrem de dificilă, mai ales după o perioadă tulbure pentru acest minister de maximă importanță pentru România. Și faptul că ați avut un interimat fără ministru este încă una din cele mai mici probleme pe care le aveți de rezolvat. S-a terminat
Aseară, guvernarea PSD-istă eșuată și iresponsabilă. Diletanți PSD-iști și oameni care au văzut doar interesul propriu și a găștii de partid pe care au creat-o, au vrut să pună mâna pe toate marile sisteme din România. Și dumneavoastră toți ați fost o țintă predilectă pentru PSD-iști. Acele trei guverne eșuate PSD-iste au încercat constant să-și înșurubeze prietenii, neamurile, în cele mai importante poziții din stat. Acest lucru a dus la ceea ce, din nefericire, am văzut cu toții și dumneavoastră ați simțit cel mai puternic. Poliția română, jandarmeria română, mai nou Departamentul Situațiilor de Urgență, au fost sub un atac public constant. Asta, fiindcă ați tolerat sau ați fost unii dintre dumneavoastră obligați să tolerați înșurubarea unor persoane în funcții publice care n-aveau ce căuta acolo. Vi s-au impus abordări care nu au nimic de a face cu etica profesionistă. S-au folosit metode dintre cele mai perfide pentru a vă juca pe unii împotriva celorlalți, pentru a institui un control politic acolo unde profesionalismul trebuie să-și spună cuvântul. Domnule ministru, aveți în structurile ministerului și în toate instituțiile pe care le aveți în subordine mii și mii de adevărați specialiști și profesioniști. Dați-le o șansă. Dați o șansă poliției române, jandarmeriei, pompierilor, tuturor structurilor din Ministerul de Interne să-și recapete demnitatea în fața românilor, să arate că avem profesioniști și dacă îi lăsăm să-și facă treaba, știu ce să facă. Reabilitați-vă în ochii românilor și asigurați ceea ce v-am cerut la început, siguranța cetățeanului să fie prima preocupare. Sub aceasta vin toate celelalte de care trebuie să vă ocupați. Eliminați incompetenții, pilele care au ajuns în diferite structuri de comandă și de conducere. Redați o șansă adevăraților profesioniști, că aveți mulți și veți vedea, veți recâștiga demnitatea, veți recâștiga respectul românilor. Domnule ministru, vă doresc mult, mult succes în această muncă grea.